dimineața, astăzi, am văzut ceea ce se chema un clipuleț despre cum facem parcarea cu Volkswagen Touareg fără să-l fără să umblăm noi ca și ființă umană. Păi e simplu. Cumperi una bucată Volkswagen Touareg. Motor V6 2,2 TDI. Da. Te urci în el. Hidramat. Că na. DSG. Start-top. Și tot felul de brizbizoi. Printre care. Vrei să faci parcarea cu spatele, să zicem. Te duci în mașină. Pui piciorul pe ambreiaj. Stai că nu are ambreiaj. Este pe parking sau pe parcare. Stai cu piciorul pe frână și pe accelerație ca să pornească în același timp. În același timp te duci la butonul start-stop și pornești motorul. A pornit. Te duci la butonul electric de la frâna de mână. Apeși. Am deblocat. Bagi în drive în față, dar nu înainte de a-i cere pe display-ul de bord și senzor și toate cele să facă singur parcarea cu spatele. Bine că nu e lateral. Iei piciorul de pe frână și dintr-o dată începe să meargă singur în mașină și merge. Merge ușor, ușor și mai merge ușor. Păi tu în loc de parcare cu spatele, se oprește singur. Tu iei toate cele. Ai un butonaș acolo jos, lângă schimbător, pe care trebuie să apeși. Hai să-i spunem pe el. Practic te întreabă pe display-ul de între tine și pasagerul din dreapta, vrei să parchezi în spate sau să faci parcarea? Și tu îi spui da. Apăs butonul ăsta repede. Și el începe. Volanul singur. Acum bagă singur în manșa aer. E bine? Da. Apăs butonul. Acum se aprinde display-ul pe spate sau mai să spunem camerele de manșarier și acum începe să cotească el singur. Dă cu spatele și cotește și vezi volanul mergând singur. Și mai stai un pic și mai stai un pic și se apropie de mașina din spate și începe mai tare, ca la avion, știi? Până și jumbo jet-ul, când se parchează pe pistă, nu are așa ceva, dar au mașinile. Știi? Și ajunge în capăt de tot, a făcut piu, 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 dă urla, se oprește și gata. Mai doriți să plecați și în față? Nu. Cam așa va arăta parcarea în viitor. Sau pe laterală, sau mai știu ce. Pe viitor nu o să mai avem nevoie de instructori auto, ci de piloți auto ca să conducem mașinile. Și pentru a învăța să conduci acest Volkswagen Touareg V6 2,2 TDI, trebuie să vă cumpărați DSG V6 2,0 TDI, frână piezoelectrică de mână, hidramat, dublu, așa, cu parcare, cu senzor de parcare, cu cameră de manșarier față sau spate. Mai e ceva ce am uitat?
Și am uitat să vă spun. Trebuie să ai grijă să nu faci infarct. Cam așa ceva să spune. Cum mama nevi să... Păi îți dai seama, până și jumbo jetul cu nu știu câte tone, 7, 7, 7, 7, ca la bateriile chinezești, e mai prost decât un toare. Parcă și văd, când ești pilot de avion, cu manșa, tragi manșa, oprim avioane, oprim motoarele ușor, lăsăm flapsurile și am aterizat. E, acum e SF. Dar nu mă lași, stai să vezi ce impresie ai când se parchează singur. Știi? Tu ești în mașină și începe ea singur așa, se accelerează, uite așa, bagă singur așa și tu te uiți pe display. Bă, ăsta diclește sau zgârie mașina și din stânga, și din spate, și din dreapta. E? Că parcă și văd, doare gașul meu de V6 2,2 TDI, dublu DSC, hidramat, cu senzor de parcare și cameră de manșanier și față și spate și cu parcare automată, frate. E? Tehnologie, frate, tehnologie. Când ți-o pica un senzor de la manșanier, buf, s-o duce în spate. Sau pe lateral, hop, îmi pare rău. Fault, senzor, right. Fault, senzor, left. Fault, senzor, behind. Fault, senzor, front. Fault. 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 Trebuie să stai bine și cu cucu și cu ceea ce înseamnă pipota, știi? Mai ceva când ai fluturaș în stomac pentru un băiat sau pentru o fată. Când te dai jos, parcă era mai bine înainte, curge apele după tine așa. Sau stai să vezi când e cu senzorii. Și mergeți pe și am uitat să vă spun. Are și camere pe față care afișează. Vedeți că vă apropiați de linia continuă și intrați pe banda cealaltă. Vedeți că aveți semn de căprioare. Atenție, căprioare, vaci și porci. Știi? Când ți se arde unul din ăsta și nu mai știe, îți apare fault, senzor, behind. Sau front. Sau mai știu eu ce. Sau la pietoni. Iată ce am pierdut și ce am câștigat. Noua tehnologie în domeniul auto. Super! Ce să zic? Fac infarct mai des decât înainte, când găseam mașina zgâriată în parcare.